Bună ziua, vrut mutritori și bine venit la altă Moabeti. Azi o am oaspită, doamna Zoe Gică. Am intrat tuhoara râmnicu din Gheos. Doamna Zoe Gică a dras culia pedagogică și din anul 1974 și până tora am învățat multi bârnuri de ficiuriți. Fu dascaliță tificiuriță armâni și la cursul la ei de cultură și adeți armânești sunt mulți niți în vițară îmi zgeoacă, îmi se zburască armâneaștii și de mulți ani cum îndesește parea de ficiuriți Lilici Ditmai, cu care duți mai largul zborlu cânticlu și joclu armânescu și cu care are s-a redus la baier de festivaluri și are amintată multi premii și multi lucruri. Bună seara, doamna Zoe Gică și bine venit la Moabeti! Bună seara, Alexandra! Ți-a spun că de Alihia va sibă o seară bună și un Moabeti mșată ți va subțem cu zbor la nostru tre lucrurilor armănescu ce va drag de peste 30 de ani. Să hrăstusesc cu nicanoară la toată pareia care lucrați și dă în cali în cheamă chiro că him tocuri hidean nou suor și odit suflet la tus frația mei de auaș de iuțido prota și prota oară sibă pace peste loc să avem liniște ca să putem să ne adrăm lucrurile mult agape, multă sănătate și voi să la spun a fraților armâni că lipseaște tora naima multă tuieta titora, sminduim cu mintea și cu sufletul că va să ne alnăm cât mai mult schimb de adun, nicuș mare, că nu vrem schirem, frați armâni, vrem zbănăm. Tră mulță, mulță ani, ghineți și procuchie, să-i îmbănați. Aristo, Aristote, zboarele este mșate de rini, zboare de bană de adun și va fați tohurhita de an să ne mânduim la este lucruri. Și simt cam a buni toți un colantul. Mi-i hărsesc cu cahurhima și vreau să minimi minduiam așa și ahurhescu să te întreb niciam titai fata, că minduiescu că tu te lucrurile este imșate, em lucrurile la tău de lumea rămânească de ahânțani, em mirachiati ficiuriți, em vola asta, să dar lucruri slimini, minduiescu că și-au zărțina și niciam vah, niciam și tu taifă. Așa că zi-mi îndau zboară de titai fata. Eu am un ufcior ansurat, mi-am doi nipoți, Aușescu cu aiești nipoți, eu singur în cu chirul meu de 16 de ani chiru, am fciorlu în beasta, taifa, îi da aiestu, îi deschide sufletul traiestă mușuteață, smegă malargu. Așa cum am spuneam, am doi nipoți, protlu are 18 de ani, protlu nipote, este studentul am aiestu la București, și alantul avem sportiv la liceul sportiv de Constanța. Hiu hârsită că Dumnezeu îi îndea de a este haraul, să ne îndregu fciorul ca toată lumea și să-i bătua rândul oamenilor și să-mi hârsesc ușor zbâneț, să-l vet socru și să dar arăți așa cum i-a draiu a fciorului a meu, tu te arăți, le armânești așa cum le vizu eu, tu casa mea, eu criscui, așa cum vă spuneam, criscui cu adeți, cu arăți armânești, cu cânti, cu joc, și cu zborlu armânescu. Eu, tu, hoara, eu mi-amintai, avui multă soie, eram mulți armâni. Și tihea mea, iastii că Dumnezeu îndeadiș boații. Boații care o luai de la a mei părință, boații ți putrimbura locul, eu cânta. Și ne ziam la toate nunțele, am veri mulță, aveam o hoară. Și de-aia, multă mi hârsescu când o vet soață, că bânează, când își vet taifa că-ți fac socri și când își ved nipoții tu cărună, școadeți și arăți armânești. Așa este. Zâni dau zboară și de părinția tăi. Diu era ei, diu vineră, cum era? Părinția mei vineră de tu vârgărie, vineră tu armânii, tati se amintă la greț, nu și dură mult că cum era iet atunția, și de bărgărie vineră tu armânie, tu dobrogea, au acloiu duvgiră,
avură casi, părinții, vinere tu dobrodea, și au abrară casi. Avui părinții, așa cum erau toți armânii, mult lucrători, cu piste creștinească multă, cu oameni care nu frânzeau hătârea la alță, lucrau, zduceau la toate arăzile și adesele armâneștă. Ama, tu ți ambițăm, ți a dar tora azi, iaste praxia de la părință. Acolo era toată iama tră armânami, când o vedeam cu cât hâșii lucrau, s-asculau de tahena, aveau case cu prăvză, zduceau la lucru, ama nu i-a vzeam în oară zică că bâldâfii. Și cu taifă, nu ca tora să aibă un ficiuric, doi, noi chem trei frați la părință, un frate și un sor, Maiam care e tubană, frate meu muri tine, Johnny, ama a este prăxi, zice că fomeaia, familia aia este primul factor care contribuie la tot, țihim noi, tu societate. Și de-apoi, ne inimenirea noastră, și mai ales eu ca dascală, se transmit din generație în generație, s-a scodit cufărul a părinților, mușuteața armânească, și că ce sunt în maș de mine? Ai să dau malargu. Și așa cum zusești, toa curhită, uded generații de generații, sute de ficiuriți astăzi, azi sunt nicuchiri, azi și-a dus ficiuriții la licidit mai. Căție, că vizură, bănară, că armânamea noastră, noi nu vinim piste loc, așa că vrum noi, n-a lăsat Dumnezeu, a namisa de alte mileți. Ca unii snafi, așa o vede eu, o vizui de când o creșteam, aleaptă, pirifană, unei snafi cu multă mușuteață armânească, care își ciudusesc cu toate alante mileți. Toate mileți le-au mușuteț, tu, cultura și tradiția lor. Ama eu vă spun cu mâna pe suflet că a mea e snafi, nu știu, cânticul, zborul, ama și strainul armânescu, când îl alexești, anghiliceaște tu soare, ama n-ai mai mult anghiliceaște la ficiuriții de pareia lirice de mai. Ei pit zborul armânescu, pit cânticul, pit joc, ama și pe strani, de peste 30 de ani adusiră multul, multul soare tu sufletul armânilor. Poți zic că hârniră și hârnesc cu sufletul armâinilor ștora. De 30 de ani nu și zui un ziu. De 30 de ani ca apa de tizvor ținut de pisește. Cârciun, taște, tuti și numai cu armâna mea. Colaborai și cu alantii suțat armânești, andrupâi multe, cu inspectoratul școlar județean Constanța. Pentru că noi avem Dobrogea, nu him mai șarmâi. Așa. Noi avem him mai multe minorități. Mileți. Yeah. Mie îmi place zic mileți, dar îmi place zic comunitate, că și eu îmi zic comunitate. Și atunci noi trebuie să ne deschidem sufletul, zdăm ce avem amșat și să luăm și de la ei ce au amșat, așa cum zici, toți sunt amșate, de adun, noi adrăm în Dobroge mult amșată. Eu este un lucru la dar. Adrai un festival, organizez, ajungi la ația ediție interetnic, care are titlul de Dobrogea, nucleul ideal al multiculturalității. Am ascupolul meu, este mindui cu mintea și cu sufletul că voi să scot tu migdane cât mai mulți ficiuriți de tisculii. Și este o adrai. De exemplu, acum 2 ani, minte de pandemie,
În 100 inghiți de ficiuriți la naima mare sală de cultură de Constanța, pe lângă minorități turci, tătari, romi, alanță fură toate sculiile cu care eu lucrez de adun cu dăscălițele a noastre, de la toate sculiile. Nu smutreau într-o ochi că toate sunt lilice. Eu băgai numai de lilice aparei că mi-mi înduie că ei sunt ficiurița noștră, ficiurițe de bana noastră, ei sunt initorul de mâne. Jvizui, jducescu că acolo eu nu crescu, lilice este un mare caimo. Așa este. Va-ți întreb mai multe de lucrurile cu parea lilice de mai și multe lucruri mișate putut de adrat. Am avut smitor nu niciam că găsești că tatea tău vine de gârții. Vreau să te întreb de eu de gârții, de să știi de eu exact. De Livăț. De la Livăț. De la Livăț. Coara Livăț, uneș Vizui și-a întrebat când avea 3 meși, atunci cât îl născu baba și pleca, își vine rătul dvârgării și dvârgării vine rătul toarmănie. Și-a oație și-a drară. Tate este de Râmnec, mama mea este de Tari Verde. Hoare armânește să fie. Și ținumă avea, ținumă de taifă era. Iutanas, aseara era Iutanas și mama e Tudor. Mm-hmm. E Tudor, oră, mm-hmm. Cum să-ți ia pe armâneaște. Da. Care să aibă și mântritoria noastră întrebări de oaspita noastră, de Zoegică. Îi plăcărsesc să bagă întrebările sum live-ul ți-ți dezvârtaște pe Facebook și noi vai-li dăm întrebările ale doamna Zoe. Tora, găsești multe lucruri interesante de ți-ai adrată toa hânță ani. Miminduiam prota mas vrei să hurhescu de la mirachea ti zânata ta. Cum de luașa pofa să dar dascalița, dragi liceul pedagogic, care va zică că dinică luașa pofa să aninti stilus la liceu, i nu fua pofa să ta, i fua și ca și stihisi. Cum te minduiești să dar liceul pedagogic și să dar dascalița? Mindui să dar școala pedagogică, atunci era 6 ani, deci era singura unitate de învățământ care ascuteau dascăli primar și preșcolar, preuniversitar, că duchii ună dascălă trebuie, nu neapărat să aibă, dar aveam boații și multul îi aveam tuvrearii ficiuriții. Intrăm vără 40 de pisim vără inghiți, deci o școală cu înaltă ținută de pregătire profesională, cu profesori de mare, mare simasii, de mare valoare. Și acolo ți-i deschiși, adra multă muzică și acolo cântam și la activitățile care le aveam, cântam din nițiță, deci la toate nunțele eram călisită. Și a este meserie pe care o ne-o alep și singură că eram curioasă zvet să-i dascăl, că avui și-o neșu și la grădiniță și la sculii și multe în hari, că va să ai nescânti calități mai deosebite față de care față altă școală. Dascăl înseamnă să ai multe hări, cum zicem noi, să ai multă răbdare cu ficiuriții, că generații de generații ficiuriții se schimbă, nu sunt o idgea. Multă responsabilitate, multă seriozitate. Și de ziua din anul 1974 până tora, ștora și la catedră, ștora cântu armâneaște cu ficiuriții, multă oie în viață, cred că m-a se băie engleză, nu știu dacă o în viață, dar ahât un șato a sunătul ureache, zbor lui Armănescu, că eu armaș miciudusi când uvet șmucani, când u predet ca dascălă la sculia 12 cu ficiuriți mulți armâni, mucanele nu didea cali ca joacă în cap armânele, ahât mult tu ți-l avea har. Bine, motivul este că ei bânară, noi bânăm cu ei, hem frați, hem creștini, aceeași religie avem, dar
multu, multu va fi, cum zicem noi armâneaștri, capabil mucăneaștri, noi zicem sarpă, că lucrul cu ficiuriți nu ieși de lișor. Este multu, pidimo, am avrearea pe care o ai și vrei să-i aduți, să-i scoți mași din procesul acelui instructiv educativ, este nu are spuneare tu zboară. Timini, eu an de an m-am mântuiesc cu teamtul mic Daneș, voi să vă spun că pe lângă serbările care aveam în limba română, țândăși la sută aveam armâneaște. Joc, cântic și aveam și poezii. A este obținui în învățământul românesc premii de mari simasie care țin oamenii de atobana lor, pe profesor, pe învățător, luai după ți sprânghiți de ani, n-ai mai mare diplomă de tinie care ne-o dea de care plecă din sânul acolo, eu predădeam la Constanța, la sculia de Constanța, aprobată de Ministerul Educației și Învățământului, numai cu activitatea educativă, instructivă a tinerei generații, cu activitatea culturală și a oaiera și dobrogeană, am 90 ceva la sută era activitatea culturală armânească, Gheorghe Lazăr. Multi, multi diplome de tinie date de comunitatea turcă, care mulți ani colaborai cu ei. De fapt, cu toți suțatele am diplome de tinie, de la toți suțatele armânești. Am activitatea mea culturală de marea mea diplomă de tinie dată de Ministerul Educației și Învățământului este că eram cu Lilici Ditmai în afară, la festivaluri, eram naționale și internaționale. Neș Scopie, cu ții sprânghiți de ficiuriți la un festival internațional cu 8 state. Nu nești din partea comunității armânești, cum nești la Strasburg. Nești din partea Inspectoratului Școlar, Inspectoratului Județean de Cultură Constanța. Iem steagul armânesc avea, hlambura, iem steagul tricolor. Și luăm locul întâi, eram naimaniții, concurăm cu Cazancioc, ca să-i zică acea care coordona că bână și vizu așa ceva. Când o luar în niț de la 4 ani până la 11 de ani hlambura și juca chiar în sala radio-televiziune Scopie din Macedonia, deci a avut și o hlambura în căftară de apoi, iar hlambura jucătorului a nostru de maxima și Hagi, udet, că nu aveam ce să dar. Deci, ditmușuteața noastră o aduși multu, multu alargul. Maca lăsăm hlambura, cânticul, joclu, smutară de prota când îi șiră ficiuriție. Tu, strain la celul armânescu, dar era strain să fie din 100 de ani. Nu cum sunt tora stilizate, mai am și eu. Nu prea eu. Sunt umșate, dar a mea erau lunză până de pade. Ma, erau plise rățeale de plisate de ca de fie adrate, care mama mea și maia mea sau străbunica s-a drară în veste nou, că atunci și s-a drară în veste nou, cu fustăni armâneștă. Și să vă spun, eram piste tot cu parea licidit mai prota și prota oară neș Strasburg, numindu-i-am bărăoară că vă să ajungă. Nici nu atunci tu chirolul ațel, nu știu dacă eu știam de Strasburg sau invideam de lucru, de sculia mea, a oaiu eram repartizată, îi mutream de ficiuriți și, vroia, și nu știam când uzină chirolul să ne-a scot, să ne-a dar să armână tra armânami. Eu a este pare o dai cu multul pidimo, cu multul caimo. Țian fu, când o ahurhi, cum ahurhi ideea? În nou, minduiarea fost multul de multul, dar pe tuieta aceea care o știm toți, n-avem cum.
indiferent că aveai probleme, nu aveai cum să dară și. Eu fești parte dintr-un grup folcloric al Tice Dobrogene al Sindicatului Învățământ, Constanța, 14 de ani. Adrai, 8 cântici armânești în 1982, vei registra în Radio Armânești, cântici armânești. Ursiți, cât de greu s-a dra un an până li traduși nu știu de câte ori, ca fi zbor, ți înseamnă. Boacea mea reuși până la urmă să le adar, debutai la Radio Constanța cu Doina Caranzulescu, cu Paul Grigoriu, ama lucrurile care eu vreau să le adar, nu puteam să-l fac. Vine Revoluția 90-91, în zis să vezi calea ninte. Ama eu lucram, eu eram cu ficiuriți, cu mucani, cu armâni, cântiții, sărbările, cărciunlu, ineau sările pline, adram, le amisticam și, dar Mânescul nu l-a scurtit suflet, nici de ficiuriți. Și în 96, prunveara, îl băgai la îndrepșu, tu aprii. E, v-ați mai ședu. Și tu mai, aproape de Constantin și Elena, debutai la Muzeul de Artă Populară de Constanța, la doamna director Mageriu Maria, profesor universitar. Aclo, îi deschiși sufletul, îi l-a scos tu Migdani, fiind un profesor ca doamna Mageriu, care îi deschise sufletul și îi deschise ușa, deci înseamnă că lăuria este bună. Nu ne cunoșteam, nu știam, am zis că era armână, dar nu știam care era. Inghițani colaborai cu doamna Mageriu și după zații țispre zdeai când îi dea de diplomă de tinie, am zis că noi him de tună hoară. Nu știam, era mamare ca mine și câtă harau, s-a vdușat, că him de tânăhoară, la zbârm de fumei și când o plecai în mai debutai la Muzeul de Artă Populară și vara, suțata de atunci, Macedo Română de Cățân Neobinti, adra un mare andama să armânească la Casa de Cultură de Constanța și năgriră la cântători. Eram eu, Sirma Granzulea, Caraolani, Cristian Ionescu, Nelu Ianca. Și tu știi că te dau o cântiță. Și o mindui că eu cântu cântiți autentice, eu nici în ziua de azi nu cântu predic, numai direct cum ți-am, cum cântam noi armânie. Și tu știi, eu v-azim că dau o cântiță, crușua și... Și ți-a văduc eu, nici nu mindui și ți-a văduc zvăciodusiți la spuști. Nu prea, cam în infreazi răhătârea. Cam mi-a învernai. M-ai învizui calea, eu nu frâng răhătârea, nu o freci, deci sunt tu nicuchiri, îi neși, ți s-a dat tura. 25 de ficiuriți, ți-i sprângi de ficiuriți, ți-a luxești, să prota, nu, vizura armâna mea și ceva. Îi băgăm la Casa de Cultură de Dios, trebuia să-i scot un migdan. Când o vizură ție, ți-i s-o ieși? Alanță, știam soția mea cântător. Când o vizură, acei care își prezentau și acei care și, zăseră, oaspeți, ți-ați videstora, nu vizut. Intrai eu cu cântecul Crușova, un strofă, și când o luă la partea a doua, care-i pijoc de la Crușova, ies liricirea mea, acățat cum erau armânile de vărăoară, de poile armânești, care am fiat ufcior, ce sprângheți. Toată sala în cicioare, atunci știuți în minte că era domnul Caramitru, nu știu dacă nu era și ministru de... Nu, nu mai rețin. Erau mulți oaspeți de-a noștri, cunoscuți, Chira Iurgoveanu, știu că s-a lină pe scenă papsul al domnul Caramitru, Celea. Nu mai putui să neg malargul, că harau a fost mare de mare, harau, nu s-așteptau.
Și atunci acea ișeră noastră la îndamase de Armânami, cu Armânamea, în septembrie, de către Inspectoratul Județean, ne propuse să ne-am la Strasburg. Mi-a sunat acasă directoarea Muzeului de Artă, zici că mi-a spărea în cheamă, în zise sihatea, nești la sculie, a zburit cu doamna director, nești, cum poți să te simți când oapți actăr lucruri de mare semasie? Așa este. La Strasburg ți lipsa să adrați? La Strasburg cu suțata armânească. Deci îți ducea suțata noastră, atunci erau oamenii de atunci, dusere pentru rezoluții, zbagă opționalul limba armânească, tusculii de toarmânii și acolo s-a învățat limba oficială. Trebuia să ne ziam, este fost cel mai mare, cel mai bun moment, să nesc cu ficiurițe. Avui mare curaj. Nu știu cum induiesc necuții spre copii, fără medic, fără asistentă. Am mai adus mai sănătoși decât îi luai. Ajunsim acolo, vine oara, vine domnul Samara, îmi zise că Zoe Bas ne îndrezem ca să ajungem la Consiliu. E Andrepșu, e Alexei, îmi luai hlambura, mi-a Alexei și eu, ne deschiseră porțele, de adun cu ministrul de externe de atunci, Adrian Severin, și adusim mușuteața armânească cu initorul de mâini. Deci, aici să ficiuriți, deschiseră calea, naima leaptă și naima îndreaptă, tre lucrurile armânamiei de trininte. Intrăm, cântăm, jucăm, ținții și hăți, hârsim parlamentar de 40 de state, cu mușuteața noastră, protlu parlamentar, mulți în ghinuieră, ama protlu era de Tulcea. Și de aceea zic că zboram cu alți armâni, dacă bânează, dacă iaste, să-l călisim la un andamase armânească, că iaste un lucru de mare semasie. De la Strasburg neasim să îndreapți lucrurile, era Dumnezeu să-l iartă pe domnul Vasile Barba, era Chira Iurgoveanu, oameni care lucrară tră armânamei. Este asta. Că și noi, deci, după aici sunt oameni care adrară domnul Samara, domnul adrară tu, ietația, că noi adrăm Olimpiada, oameni Constanța să adrară, Olimpiada ficiorilor armâni, cu dăscăliții, cu inspectoratul școlar, adrăm cursuri de formare. Asta când era? Ți ani? Păi ești era din anii, deci după, când vin de la Strasburg, până încoace, în 2000, deci încoace, deci înainte, tot era câțiva ani, nu să tari, dar s-a drar. Deci adrăm cursul de formare, n-am drupă suțata, adrăm, eu cu Mioara, gospodina, adrăm curs de profesor de predare în mai multe țări, la Sinai, atunci de Adimu și Zoom și adrăm cursuri, deci adrăm opționalul, multisculii de Constanța, dăscăliții care își deschiseră sufletul și adra, pe lângă procesul instructiv educativ, adra cu multă mirachii și mulți ficiuriții ne-au la cursul tră zbor la nostru armânescu. Am avut zic că când o deadim la Strasburg ciudusim cu țineasim acroții, nu sminduia cam la ficiuriță. Apucăm și congresul de literatură armânească, de limbă și literatură. Își dea din dixiar un spectacol la facultatea de Ludovic Albert, parcă ne aduc aminte, eu era coincis cu o temă științifică despre vlahii de vlahii armâni. Și țin minte când o vizuia hâtă lumii în 180 de inși de tot la olu, mi-a spăreai, zici, Doamne, zici, va fi ierbapii ca să ficiuriții și ei multă lumii, erau de Canada,
dit Australia, țin minte, dit Germanie, dit Gărție, dit Românie, dit multe, multe state. Îți dai un andama să se armânească cu ficiuriți, aveam doi acordeoni, două acordeoane, era ficiorul al Caraolanii Costin, clasa 6 era, și Nica Umstelian Parău. Scutrimbură locul. Maria Samara, fiata al domnului Samara, ți-a zis, doamna Zoie, cât ți-e plânzi tata? Tine nu vezi că tămâșuteață este, o? Era Chira Irgoveanu. Acolo cunoscui pe doamna Matilda Caragiu, pe Dumnezeu să iartă pe Zoie Dumitrescu Bușulenga, zboară din mare simasie. În zăseră, multă mușuteață, multă mușuteață. Și este cale la Strasburg și uneasem noi la festivaluri, în Didea, s-a dar, ziceam, Doamne, siu sănătoasă, s-a dar ani de zile. Nu credeam că a hât o oine streacă peste 30, din 96 o drag juridic, dar lucrez. Liricele mai sunt mai multe, doar că atunci au băgat pe, ca personalitate juridică. Și eu zic că ficiuriții de armâni, nu chiar e armâna mea. Nu are cum să chiară. Și noi vizum la alții, armâni de-a noștri, și de aceea vine chirolul să nu ne hibarșine, să spunem că e marmâni. Smutăm, ia voi, vă hăsesc cu histineri. Știți, vă îndrupâi multe concursuri. Suțate armâneștă. Aminghița în ban armânească cu domnul Piceava, care voi să-i or multă sănătate, că multul lucră tre armânami. 8 ani, Nica Lândărușii, cum știți, București. 8 ani, nu e un an, doi. Cât e? Că a dat tre armânami să armână și aici să ficiuriți, lipseaște să le deschidem sufletul. Trațiații noi avem, n-ai mamșat, pe lumea este. Sminduim că ațiații him să nu chiară canoară. Armânlu nu a avut canoară, numă de păgân. El nu fundios canoară. Și de aceea, până în ziua de azi, sunt armâni care umutăm în zean. El maș numă să nu cadă. Este multă ierbapie, este un... are multe hări, cum zicem noi. Este hări, le-a pură străbunicea noștră, păpâni, străpăpâni, erau oameni sarchi, oameni hotărâți, cum zice, frația noștră. Deci de aceea noi, câțiși nu putem să adrăm, ți adrară părinții noștri. Pătură, nu pătură, nu înțelegi feațără să fie armânești. Câtă mușuteață! Cum să nu adrăm noi? Tora, poate este mă abțin, ama tot scântă când o fuzi în viața din casă. Plânguși, dărmi-l edit. Scutreamburul locru, câtă mușuteață noi avem și pe cântițile noastre, armănește, doimile, cântiții de vreare, cântiții de nuntă, cântiții de jale, îi mărtii să lăsăm. Poezia noastră, fără poezie, eu zici că nu putem să ne-am malar. Nu se poate. Sunez malargul fără poezie. Căci cântecul acel malbat va smutrește ți zboara dar ca să corespundă ca iholul sibă se ahare la cei care îl ascultă. Avem multă, multă mușuteață și de aceea pe lângă lucrul lui Hristosit ți-a drag cu pareia lelice ditmai, tră lucrul ți-a drag cu pareia lelice ditmai, fui călisită, știnisită, de comunitatea armânească din New York, din Americii și acolo nu pot să spun zboarele nu am. Țipătură, cum se mi-așteaptă, ei ineași videau ații când erau în Damasi și adrara este lucru. Vă grira clo, vă grira New York, nu? Da, și 26 meși.
avui pașaportul pizați ani, am a crepările care le avui și cu părinții, mindu-i că este mai gine să-i șed lângă părință, că America este parea lilice dit mai. Eu când muri dada, când muri fendi, eu nu le-a lăsat parea, nu a lăsat parea lilice dit mai. În grire, lucrai, colaborai cu Aurica Piha 8 ani la România, Radio Internațional, secția a română. În grire, ca diplo de tinie și ei organizară Radio Televiziunea Română 8 ani. În grire, luai Ticiuriț, luai Steliana Râu și ascoștu Migdani. Nu lăsai. Nu lăsai aradă că lucrul lui Ghini când l-a dat trarmănami Dumnezeu să dea, să dea este putere și să da, să l-a dus cât mai larg. Și aceea zic zbâneț că abzit că Constanța s-a dat răși băsarică armânească. Și voi zbâneț, zved dit parea lilice dit mai, cum prota sau încuruna ploții, spătează și armânii să ne hărsim că este a noastră. Și de aceea îi hărăstusesc cu multul a domnului Gică Haliț, Gheorghe Haliț, care un suflet, pot zic că sufletul este puțin unei inimă cât un harar, ca să dai de toablia ta, să dai răbăsearică și este îndrupât de armâni de la soțata de adun, cu care noi minduim tora, deja curhim de anul trecut, de anul care trecut, un sculii, curs de limba armânească, i s-a divisește și s-a îngrăpsește armâneaște. Care... Sculii privată, vreți privată, și privat. Este un lucru, vor să dară soțata de adun. Acolo sunt oameni care eu nu vizui până tora, cu un suflet ahât de mare, ca fiți duc la biserică, îți duc la slujbă, îți duc fac curat. Deci, aici înseamnă îți duchești să tu schimbi mărmâni, dar nu tu ți avem ația chiar, domne, pot, nu pot, să îndrupăscu și pe ațel și pe ațel. E mare lucru, armânia noștri adrară cu ani în urmă, adrară biserici în afară, sculii. Că ție noi, oameni, putem să adrăm, că avem oameni cu inimă, așa cum vă spuneam, cu suflet mare, cu multă vreare, cu multă mirache, multă sevdaie, trei snafea noastră. Suțata cu care him de adun, așa are numai de adun, vă spuneam că sunt tineri, cu multă vreare, trarmânami, dininte cu prezidentul Stere Babu, vrem cât mai oania, că armânul numai și sminduia să hurhiască lucrurile. Trebuie să-l dipisești, asta înseamnă să-i ierbapii, ca lucrurile să-ți veadă tumildanii, că noi va neam și va zina alță de dinăpoi, să adrăm școlia este privată, să-i dăm un numă, casa armânească, cu muzeu armânesc, cu zina armânii, cu diferite deste extrașcolare, instrumente muzicale. Avem multe și noi, calte școlii, calte mileți. Și este un lucru, pe lângă lucrurile hristosite care le drăm, a este, le minduim, tora să drăm. Avem mulți ficiuriți, au ala cursul de limba armânească, și am așa, scutem și tu migdani. Adrară, de când îl ocurhim, soțata de adun, adrară multe lucruri hristosite tră ficiuriți. De ziua ficiuriților, i-a scoaseră. De Constantin și Elena ne-a simt la biserică de-a din mare spectacol, îi tinseră mult-o. Giua dadilor, mult înșat. Tora de Cărciun, adrăm un andamase, mult înșată. Peste năstudinșe, cu orhestră, cu pap Cărciun, cu închiliciuni la ficiuriți care își hărsiră mult-o. Aiesti lucruri duc mai largul. Ațiații noi vrem să adrăm și ca să putem străzem ficiuriții și cu dadele. Mica, un alt lucru de mare simasie
Tora cu Lilici Ditmai și cu susata de-a domn, iastică reuși ca să aduc dadili și joacă anamisa dificiuriția lor. Mm. Aici tu lucrul la drum și la Nica Lândurușe. Care... Și câți ani greacă este lucru? Ți Alexești, când joacă, câți ani greacă este lucru? Ți Alexești, când joacă Niții M. Dadili. Aici tu lucru în greacă și va să în greacă să o adrăm, aici scolii vrem să o adrăm noi să aibă și un, cum zic eu, unii identitate, un certificat de amintare. Dadili, cu dadile, este un lucru și joacă, deschid mă largu calea a ficiuriților zină, că dada este factorul care duți mă largu, care a zburaște te ficiuriți prin snapi. Și când o vede ficiuriclu că dada s-a îmbrăcat, o armâneaște și când o întreabă, tine va joți? Și când o dă-ți da, el atunci am multă miracă inii de suflet și ațiații, duchește el la anii ăștia care este, că este armân. Eu am, sunt ufciori, grupa zero, care mi-a întreabă, a zborăși că eu la acloția drămnului în clasă și el, m-a zic ceva, el smutăși, poți zic zbâneați armâna mea, poți zic că eu hiu armân, poți zic că eu hiu așin. De ce e Duchescu? La anii care au, Duchescu multu ghini vrearea și mirachea trațeații suntu, pentru că sânză la apă nu stații. Deci avem... au un gen de la strâpul pâini, de la cu câte mirache recită, Doamne, multu, multu, multu la rehare, să recită poezii, să... cum am frația ăștia care în luarătora, deci noi luăm la Nica Lândăruș și ținții premii și trofeul. Cum recitar doi frați, numai ștora, ama, sunt și de mulți ani auați. Ești ștora ficiuriți, ia stighini, zboram și cu Alina. A spărgeți în cheamă, cum ziți mucam, în cheamă gheața, își dați către actorii, lăplar. Îți duc la școlia, mucânească și ziți, v-ați recit, cum mi-a învățat doamna Zoe la mine. Și învățătoarele dascăle sunt foarte hârsite. Voi zic că fiați multul scârsit, sculia de la care fac ei parte. Deci, uite că acați loc și este activitate, să-i țem extrașcolară, de la director și până la dirigintă și învățătorii la care fură învățătoarele, toți fură foarte hârsite, îi felicitară, mi-e felicitară. E, aici înseamnă că noi deschidem calea și transmitem, cum zic eu, dăm mușuteața noastră, mă largă, că lumea nu o să cunoască toți. Lălohare, sunt elevia lor de la sculie și o deadiră. Pe Facebook zboară mult umșate și mult hărsiți de ficiuriția lor că a dat raftare lucru. Sigur, aia este e mare lucru și când ești nic, să te duci la un actare... la un actare concursul, este mare lucru să ești pe scenă dinintea oamenilor și să poți să-ți dăți poezia cum ți-o dăți acasă, să cânți cum să cântași acasă, este mare lucru, că nu-i lișor, e zori. Și pe supra care așa amință, este mare lucru. Așa da, că și... multul ghinea, drare, niție. Și lângă este că ei singuri să aluntă, să recită cât un șat seasă, ei hărnesc cu aceia care mutrescu. Sufletul îl hărnesc cu mușuteața armânească, Stelian Niclu, frate al Evanghelicescu, zise, la anul eu va se iau trofeul, doamna greu. E, și aia este ne-a spune ca dăscăliță, multul. Deci, este venirea unui dascăl să aibă sufletul deschis, să știe ca ficiuricul, cum să... Eu este mai bun și ca să poți mai înapoi, singur el, zine zică, eu, doamna Zoe, nu intru la joc, și eu voi să recit, și eu voi. Toți vor motiva, să-i motivezi, toți sunt buni, ama trebuie mult pe dimova să lucrezi. Și să afli ții sunt buni ca fiun de ei. Exact, ca să poată mai înapoi și aleagă calea
Indiferent ce sunt tobane, eu le zic. Snoa gârșiți, câhiți, armâni. Eu vă spun cu mâna pe suflet. Nu, generații de generații au multe miracle trarmânam. Îți duc acasă, de generații la mine mi-a spus, rejuseră, că ce voi nu n-a spuneți de armâni, ce n-a spune doamna Zoe? Că eu le spun când la o multă hare când îți li vechi. Deci eu tora vrem să registrăm, deci live, dar cu negativ sau direct, cânti slivechi, mi-l un dor de hoară, la vale. Vai, dar cum îl cântă, Doamne, deci multul au hare. Este voi, si băma multi tineri, și poate să adară trarmânami, să armână tu istoria armânească. Avem o întrebare de la Florentina Costea care ne întreabă, deși ai misurată câți ficiurițe armâni ai prăxită? Mai mi-a întrebat, îi hristusesc cu alii Florentină și ori multă, multă sănătate. Mi-a întrebat și Aurica Pihea când vădrăm emisiunea Armâna mea trei Europa. Ea știe foarte bine activitatea mea. Sute, ca să nu zic mai mult, de 96 până tora ficiuriți trecură, care tora sunt cu chiri, o ficiuriță mare, alții au la mini ficiurițe. Deci sute de ficiuriți care și dură câte 5 ani, 6 ani, 7 ani, 8 ani și dură, până nu vreau răsfogă, până când vine holul de apoi, și petricui la iholul, la soțat. Ce-ți vă spun? Multul au hare limba armânească. Acum deștept hare ăsta, la limba armânească. Care sunt metodele tale didactice? Cum ajungi să le deștepți vrearea empty jocuri, empty cânteți, empty tu de este? Alexandra, prota și prota oară este că eu cântu. Eu le cântu. Ei ascultă cu multă mirachi. Prota, am răbdare multă cu ei. Zborul, când a zborăsc cu ei, Alina este oați. Înziți. Nu, doamna Zoe, altul fel. Înziți. Va să ai multă răbdare cu ei, va să apliți principiul acel accesibilității a fiecare. Și să nu ziți în fața lui că vai, chiar dacă pe tu trebuie să-i motivezi, să-i aplauzi în același timp, metoda de atrăgere este să le deschizi sufletul, așa cum tine, cum îl simți eu mică, că și-o nu luai tot de la părință, de ambărliga, criscui mare, șovizui, pe deschiși ochii pe Chira Iurgoveanu, pe alții care recitară, alții cântători care cântară, cu toate că cântam, dar casestul lumii și zved, mușuteața armânească, este tot să da, să deschide sufletul pentru sfuz mai largul. Și de-apoi, una metodă ca să-i captez zină, să-i ascuz tu migdan. Ama, să nu alași can, să nu agârșești. E băgași tu joc, să-i bătuți. Ori valbați, cât o ambiță valbați, mai el știe că lucrează acelui lucrurilor lui. Versuri, toți trebuie. Nu putem toți să ambițăm, că este un dar și har de la Dumnezeu. Eu pot zic că tohânța ai noavui copiciori talentați care scântă. Tor am una fiată de-al pacea, are boații. Ama, pe lângă boații, ca să fii pe scenă, va să ai și alte calități. Va să ai atitudini. Va să ai... Sunt multe. Să-ți aibă frică, să ai mirachi. Să aibă teamă, să aibă... Dar eu zic că este un dar și un har de la Dumnezeu în deade, că nu m-aș cu armâni. Eu fui mult, mult tinisită și astăzi tot ziua de ficiuriții din meseria care îi desfășor. Ca dăscăliță în învățământul preșcolar, ca educatoare, eu azi ți-a dar la sculie, sunt nipoatele mea, nipoate, dadele. Și zice, este imposibil, cum puteți să faceți așa ceva? Deci, eu zic că Dumnezeu ți-a da o calitate ca să poți
și nu trage un doi, că sunt toți ficiuriți care vin cu mirache și alții zic că, doamna Zoie, eu nu voi să ne la activitatea ta extrașcolară, eu voi zi la mâini. Deci, iar îi fac, nu mai va zină. Și ei spun că sunt zice. Zic, doamna Zoie, eu voi zin la mâini, nu voi să ne. Și într-adevăr, ajunseră copii jucători, joacă și la Iholul. Ce să vă zic? Ia este un lucru de mare, mare simasie. Uite, tora vine și pandemia. Este chiar și pe timpul de pandemie. Lomcupa era festivalul minorităților. Nu mi-a lăsat. A început răzăcă că e caz, nu știu ție, Neș băgai un spectacol de toate minoritățile, noi am fost live. Descrisim și costumul Armonescu, și luai cupa, și luai și draperul României cu îngrăpsarea festivalului minorităților din Dobrogea. Am acolo Neș cu măcările noastre armăneștiță, care nu mai zic pita și pe perche țări găsite. Așa le ascutem tu migdani și așa vană cunoască alte mileți, așa cum mi vizurești tu americhie, când ești cu casete, ești la anunță și mușuteața îți duse cât mai largul. Numai și eu zic de lucrurile meu ce-a drag. Sunt oameni care mulți ar mâini lucrară și aduseră mușuteața priuduseră. Dar voi zic că eu duci că este mușuteață. Ce zici? Vași lucrăm un domeniu, alantul, și toți de adun va simți și ne îndrupăm, să adrăm un singur scopos să avem. Să nu chiar e snafea, vrem să zbâneam. Și cum astea e snafe, nu are schiară? Mas lucrăm cu ficiuriții, cu initorul de mâini. Ei sunt tu. Deci sute de ficiuriți care vine la mine peațeră lucru tubana lor. Deci, cum hiștine, este Maria Ciungă, fușea la mine, când îmi zic, doamna Zoi, când îi aduc aminte, când eram la liceu de mai, fetele Bavaleta, multe. Ei, uite că nu greșire că sunt armăniști, lucrează-le. Uite, câtă tineram, îi vede oa, de aceea îndrupui 8 ani. Mi hărsescu când o ved că tineram, cum să zice, smiastică. E mare lucru. E mare lucru. Așa este. Și când te duc ea seara, când a zburăm după Moabet, îți zici, este tineră. Cât așa îi se deschise sufletul că, uite, sunt tineri. Deci nu chiar, vă lucrăm cât o putem, am a lucrurile să fugă mai larg. Îi mărtiți chiar e snafea noastră, că noi hem icoană ne iaste pista creștinească, nădia ne iaste taifa și armând lui iaste de nii de ani un bun creștin iaste. Și îi mărtiți. Și avem mușuteață mult umșat. Așa cum zici, și ciudusesc cu vizui. Vizui și duchei pe mușuteața a noastră armânească. Și este intră mult. Poezii, strani, joc, multe. Măcările armăneștiță. Eu ne zeam cu pita, ne zeam. Nu zicea un că ne asim la una televiziune privată, etno, când ne asim cu pita. Nici mai adar emisiuni. Pită, la Buhari. Și zăseră, ce mai... Eu nu zic că ca fi un, dar avem niște lucruri care ies tumitani mult. Și v-ați năhățim. Așa este. Aici ne lăsară pupânia noștri, să stră pupânia noștri. Că ei vizură multe cripări cât bănară. Stră pupânii și părinții vizură. Ca lăgarii iuțidoși vină răua, priduseră casea drară. Și apoi vină tu armânii și au acasă. Ei vizură multe cripări. Am aprioală gară cu zborul armânesc cu bănară, nu și-l-o lăsară. Și de-apoi noi nu-i mârtie azi când avem aiestu în dreptul. Tu armânie, ca nu ne ținicam. Mai și vrem să drăm, să nu frânzem hătările și să ne alizem calea mai maleaptă și mai îndreaptă, ca simt de adun. Tu tâna simt de adun. Și să nu te nisim noi aici să care adrăm trei armănami, ca și Ighini. Așa este, Ghini. Mai avem una întrebare de la Florentina Costa, care zice, care poet armân, Țari Hari? Ca și
de lichea, toți mi-au care, că ația ce ziceam, ca fi unii este piminduiarea lui, a scrie poezia. Și ca fi unii, că de toate ale poeziei poți bag și pe melodie, poți li cântu, poate mi-i regăsescu, ama nu poți zic că sunt armâni și mi hârșescu și cărțile, toate cărțile care ies armâniaște, este sunt cu, este, cum zicem noi, doarele armâinilor. Și de aceea toți ne-au care care îngrăpsesc. Toți ne-au care că ce? Că pun pe dimo, lucrează. Și este armând tra armâna mi. Armând. Eu prota cântam multe și poezii de Chira Irgoveanu, când eram mică. Că erau multe cântiți acolo pe zboară. De aceea zici, poezia are un mare, mare simasie. Fără zborul armânescu, fără poezii, multe poezii ale Chira Irgoveanu, eu le cântai. Deci cântisle armânești. Pentru că armânia nu și-a drară cântisle din mii de ani de bana lor, cum băna. Și îi mărtii toară să lătăiem rătățina, să le cântăm așa cum suntu. Suntu. Avem și, să avem și cântice care sunt în nuntă mare, ama cântisle care îmi place a niezățem, care sunt emblema armânamiei, să le ascultăm așa tu, Migdane. Ionești, pe Ionești, la festivalul cântai numai armânești să doine, da, scutremburară, șmucai și de alte mileți. Deci, nota melodică și zboarele țiale, chiar dacă nu le agresesc, dar prin nota melodică își da seama cântic sănătos, pasibil din punct de vedere al textului și a melodiei. Și aceea, Plăcărsescu, pareile de cântători, m-a mult atenție la cântisile vechi. Cântați-le și cum sunt. Cântisile noastre un cântec, este iem de job, iem de masă. Bagă la unul nuntă, bagă pe cel care își joacă. Am acel când e de masă, că tora când o neam la nuntă și când o cântă de parei, cântisile vechi, șmuc. Și alanță care lăcrâni fost, că ce, melodia ți-ață, treață, pe venă și o duchește. Aici ți erau pupâni spre pupânia noștri. Și lipseaște să le purtăm că ei de acolo din Deană, Numutrescu. Și noi avem aiestă Borge. Cât putem să aducem armâna mea și cum duceam tocurhită, cât manzeam. Avem unei snafii mult mușat. Unei snafii cu oameni ștora. Avem un giunami livend. Cum zic eu, sunt de soi alexandrină, vizui gioin. Ștut șla nica lândurușii, șfeati, șifciori, priuneși. Ștut mai chidonii, tineri. Avem, ama, sim de adun. Să putem să ne adunăm. Nu grește cel, grească alant. Hai, fuzim minte, că de un singur nu prea poți așa să... Dar eu zic că mi-ndoiesc cu așa că armâna mea avem. Are rădățină bună. Armâna mea își dea așa încolo mulți ani. Mulți, mulți ani. Nu v-ați chiar. Este mult optimistă minduiarea ta și bachtea asta putuși de adraștă de lucrurile astea ani de zile. Mini vreau să te întreb, Niheam, știi lucrul la tău la sculie, ama nu m-a sus cu niții armâni. Ți-a dar tine de cafezu cu niții. Ți vezi la niți, ți vezi că poate să dară părinții imaginii tră relația lor, tră legătura a lor cu niții. Sunt părinții prea acâțați la lucru, ți urnimii ai. De părinți în general. Știi părinții armâni? Da. Deci legătura, cum zici, între școală, între sculii, părință și ficiuriți și unitățile de învățământ, este din mari semasii. Fără sculii nu putem. Să nu aducem ficiurițe la sculii. Părinții sunt acățați și anoștri părinți erau acățați. Ficiuriculul nu trebuie să vină un botghiu, nu? Trebuie să vă prioritate. Trebuie să adari
De aceea piciurița, dar să și tineră, să ierbapi, ninte bac piciuriclu, și noi și-o adram navetă, și-o aveam casă, și cu sucrimi, am a piciuriclu, trebuia și la dus la sculie, mănic, mamari, am a menirea iasti a dascălului, să știbă cum să-l aducă pe părinții să-i zică că ninte iasti el și de-apoi sculia. Eu tora ți-aș spun că lucrez și am peate tineri. Și când îi zic că n-am putut, nu voi să am doi stu zbor. Va te școl matahina și va la dar lucrurile. Piciuriclus nu hibă, zic, nu, n-am cu cine, nu. Și la sculii trebuie zină, că ietă, dietă, ietă, evoluăm, cum zice. Și mașnul lăduț, nu-i gine, că iar mân, că-i mucam. Deci, legătura dintre dascăl, unitatea, că-i învățător, că-i educator, că-i profesor și fumeaie, trebuie să fie într-o strânsă legătură și trebuie să comunică ca fițiutră ficiuricul. Cum evoluează ficiuriclul, poți să-l ajuți, să-l ajuți, poți să-i dai altă, doar sunt multe, ma să aibă ficiuriclu, defect de vorbire, de așa, dar trebuie să-i, cum spuneam, să știi să atrazi pe generații. Deci eu am 48 de ani neîntrerupți la catedră. Și acestea sunt nipoatele mele. Trebuie să ai acel tact pedagogic ca să-i zâți și agă chiseaște cum se educă un ficiuric și în ziua de azi. Și nu intră că nu pot, că nu pot, că nu pot. Ficiuriclu, cum zici, nu este. Zici, să nu-i țineți acasă, că mai hi tine liberă, nu știu ce și uite că nu voi simtru tu. Deci, dacă eu am la estutora și o vrută de ficiuriț și părinții in cu zboară mșeate trei educația ficiurislor, eu ce s-a dar? Fug mai largul voisnecu cu liricirea mea și mai ales că vrem să o adrăm sculie privată, atunci aia este lucrurile multuma și tora este un lucru de mare simasie, tora cum minduim, îți duc de la suțata de adun, îți duc în afară și vrem să-i călăsim ficiuriții în mai, să adrăm, să dar festivalul acelui interetnic, ca să neamu și noi, că aiestii lucrii care le adrăm, aiestii în, cum ziceam, în adună, simt de adun. Că... Ce alte mileți asibă la festivalul interetnic? Este festivalul interetnic din Dobrogea, nu? Din Dobrogea. Și ce alte mileți asibă? Deci turci, tătari, greci, romi și fără număr, armânii. Asta a fost. Deci, este fost. Noi trebuie să aflăm, cum zicești, metode, forme de organizare ca să ne hibăghine la toți. Să nu frânzem cătărea la can. Aceea ei cu informații, eu îi încuzați. Cogea la, în hoarele tuti. Și vor tut. Vor scânt poezii. Care ai deschis. Și atunci asta înseamnă să aduți cât mai mulți și asta e una din metode. Nu zici că nu ai voie să-i zici. Nu. Voi și eu, doamna Zoi. Gata. Posibil, eu avut și oameni auși și zici 60, 70 de ani cu poezii. Nu ai voie să le zici nu. Vrei? Ien. El duchește că este armoș, probabil, de când se amintă, tot ai vine, se deschise care să vină pe scenă și să spună care sunt dinintea lui, că el pe toate ți-a spuse, duchește că este mamutul armând. Și hârșește. Așa este. Eu avui și tu joc, acum vără zațe, țispre de ani, avui, îmi ierdi, țin 60 de ani să-l xire,
Здесь и врем стало ксим ту страни армонешься, кум навечем амбиасти на примешься. Deci acum erau cred 80 de ani. Cum să vă primesc? Aia este a zis, nu le frânză hătărea, ca anuară. Că atunci am asta frânză hătărea și la feciuriță și la părință, nu ai cum se apropie. Și mă să știi să apliți metodele ațiale care îl face pe om simtă gine, el iene ază, mâni și atunci avea de care lucrurile și își bagă și el pântările și așa a dat lucrurile bun, scopolul care urmărește să. Lucrurile cu ficiuriții nu este ușor. Am generațiile noastre, eu zic, și majoritatea cadrelor care ținură preeducația copiilor, a avut vocații. Noi avem vocații cadascări. Deci, și o zici, baca Dumnezeu, îndea de așa, de aceea îndea și puterii să lucrezi uștora. Deci am soață mult măniță, poate și fetele mele. Și ale și Dusescu. Deci noi avem o pedagogie de alihia. Deci multă practică pedagogică, multe metodici, psihologie, pedagogie, copilului, puire, cultură, multe metodici de predare. Și eu cred că și asta are un mare, mare loc, un mare, cum zic eu, care duce la deschiderea copilului către dascăl. Pentru că metodica este diferită. Torasculirii care ies dascălii nu adară metodică. Și metodica este predarea, atât teoria cât și practica. N-ai mai greu este practica. Acolo îți ved rezultatele. Acolo îți ved lucrurile mări. Cum adrămă la lice dit mai. Deci, șed șoși mi minduiescu. Ca să scot la un concurs, eu știu ce înseamnă. De la cap până la cicioare trebuie să fie un costum complet. Nu nego. Așa cum sibă. De-apoi, neți atitudinea scenică. Trebuie să îi înfrânză emoția. Ți-a dat. Ciorul poate plângă pe scenă. Ciorul a greșeaște. Așa. A este tot, eu le-a dar minte. Adică, prin explicația mea psihopedagogică și pe armâneaște le explic. Nu trebuie să mă trece în stânga, în dreapta. Tine, vă scrișteți mări. Microfonul de-apoi era o problemă. Spectatorii sunt o problemă. De aceea, eu crescui cu ficiurița mea, din punct de vedere al poeziilor, cu un text care schimbă boața, dialog, monolog. Cum îi întrezi? Că nu luară și ei unii, luai 5 premii, luai enorm de mult, dai seama ce... Nu e, dar ambițioși, asta înseamnă, îți dea de la lantul, ca și el, mă, știu-și la... Eu le zic, nu ne-am pentru premii. Ne-am să vă dezvoltați voi. Din toate punctele de vedere care spuneam. În primul rând, emoțional. Foarte mulți copii cu emoții. Și au și le răspândesc cu n-au ce să... Pentru că s-a dar, se lucrează cu multă, multă responsabilitate și multă seriozitate. Am acum poți să-i îndreți din inti. Cum poți să îndrezi din inti de emoția scenică? Asta nu poți să creezi la clasă. Emoția ta când nu vezi pican în inti, e când o vezi cutii din inti, e când o vezi toți spectatorii în inti, depinde cum este scena. Cum îi îndrezi de acasă? Așa, eu îi ved ciorii care sunt puțin, care sunt în iheamă mai emotivi și mai îndrăzneți, zic. La cel care este mai emotiv, știu cum ți se-i dau la puterea lui până atunci, a cel care îl ved mai așa, îi dau ceva mai, cum zici, fug de la ușor spre greu. Dar le explic foarte mult. Le zic, nu ne uinisim. Nu trebuie să ne învernăm că azi nu știu și
versul sau și foarte mult eu merg în cum zic eu, și armâneaște și mucăneaște, pentru că ficiuricul învață sculie mucănească. Și fără ca să prezintu ce înseamnă, ea înveață mult mai ușor când îl zic, află mai multe sinonimi. Și la muca, în românește și armâneaște. Atunci el mai ușor le asimilează, le înveață. Dar eu cunosc cu copiii din punct de vedere psihologic. Dar îl duchescu dacă ea este bun tora pentru o scenă sau singur. Nu, nu-i dau. Îl bag în grup, îl formez mai largul, mai multul, poate și un an și doi, și când îl ved, l-o scot. La un an dama si mai mică, când îl ved că față, față, de-apoi l-o scot. Și uite așa, dar nu-i ușor. Deci nu este un lucru ușor. Așa, dar eu este 8 ani în la Nica Lândărușe, este a doua oară care iau trofeul. Și când luai trofeul, tot așa luai foarte multe premii, dar zice, trebuia la tu să-l dăm trofeul. Păi ții poezii armânești, dar nu fă ușor. Lucrăm mult la ei. Dar îi luai, cum zic eu, le dau, îl ved după dezvoltarea lor care o au. Și psihică, și intelectuală, și emoțională. Că îl vezi ficioricul care este mai... și zic eu, mai curajos, mai înseamnă, mai îndrăzneț. Și atunci sigur, da, are de tuti. Are de tuti. Are niți țilare hare, are niți ținulare hare. O dezvoltare complexă. Așa este. Dar trebuie să le stăpânească genii. Trebuie să... Ca și zduții pe scenă, au anumit serbare. Eu și la serbare... Deci nu puteam să-i fac ficiuricul. Nu am pățit tot 48 de ani să-i plâng un ficiuric. Dar vizui, că fui și director de sculie, și vizui la serbări, cum ieșea ficiuriții și plângeau. Că ce? Că aveau tracul acel emoțional. Au ai menirea, mâna malvet copilul, eu nu nexi și mamul tu s-l-a dat. Cum zic eu, s-l-o... s-l-o dat plâng sau și... să-i frânguti hătărea. Nu, nu, nu. Trebuie, de aceea zici, ca dascăl trebuie să ai multă vocație, trebuie să știi să alegi foarte bine metodele pedagogice, că altfel nu ajungi la actor performanțe. Deci, eu toți copiii mei care recitară, de tot tu copii, țin țiloară, trei, tu te fură, dar știam care va să ia, știam care nu, dar îi băgai. Știam că și dau ghine emoțional și i-a scoși tocmai ca să-i înveți pentru viitor, că ăsta drăm noi. Îi pregătim pentru societate mai târziu om adult și pentru sculie îi înveți. Lucrai 17 ani, fui profesor de practică pedagogică, grupa 0, care este azi tu sculie, eu lucrai 18 ani, aveam elevi practicante. Deci au oameni de acord când o luară în grupa pregătitoare, că părerea mea este, ca pedagog după atâția ani și cu o dezvoltare personală de specialitate, am două atestate, vârsta de școală este la 7 ani. Uh-huh. Deci, pentru copilul este un moment crucial să schimbi un ambient la vârsta ta și să ne-ți din oară, din toate punctele de vedere, țineți la sculii. 7 ani, părerea mea, din punct de vedere fizic, psihic, emoțional, psihomân. Ia stii 7 ani. Asta e părerea mea. Ce-a drag eu, ce mi-i dezvolta din punct de vedere personal, din punct de vedere psihopedagogic. Dar... E, așa este. O alexire asta. Sigura că va fi de șapte, când iasă de 7 ani, este cam a... cam a... etim. Și sculiește Alexei. Și este nu o drăm noi, este o drară de mii de ani, o drară specialiștă, stadunară, iatră, profesori. Nu o spune, nu o, dar eu ți vizui practică. Deci, îți duc la școală, îmi spun soatele, dormui, tări, veți, ine la unii, dar este procesul instructiv și la noi foarte mult avansă învățământul preșcolar. Trebuie să le formezi de prinderi,
când îți duc la școală deja au creionul tu mână, au știu ce este o carte, știu ce înseamnă să răsfăiești o carte, știu ce înseamnă să recit, știu ce înseamnă să fii disciplinat, dar 6 ani este mult, mult uniți sunt. Da? Societatea evoluează, noi trebuie să ne am și noi. Așa este. Nu avem ce să dăm. Mai aveam o întrebare că ziceai tine de doarele, de, cum să dară un dascal bun, că este de una parte, din o parte sunt doarele, doarele acele ții le avem toți, unii avem doar, născând din noi avem doar un lucru, alții avem doar alte lucruri. Mai este și partea asta din metodică, partea asta din învițare, să înveți cum să dar legătura cu niții, cum să-i motivezi. Care îngreacă mai mult? Doarele, îți poți să înveți. Poate să ai doar mapțânii. Amatația când învițași multă metodică, găsești un dascal mult bun? Doarele este tu mâna dascălului. Ficiurici sunt mâna dascălului. Nu putem simți toți buni la una. Unul este bun la una altă materie, altul este la altă materie. Deci, dascălul este și află metodele cele mai accesibile, aplică principii în funcție de dezvoltarea, ținând cont de particularitățile de vârstă a ficiurislor. Și atunci trebuie să lucrezi individual cu mâzâții, cu ficiuriclu, să-i bagi și pe grupuri ca să poți să-i scoți la nivelul care sunt oficiuriți, cum zisem, sunt oficiuriți, dezvoltați, mult mai mult față de toți, dar toți copiii sunt buni prin, ca oficiuriți, are, este bun un lucru, dar la scurii lui trebuie să ambițăm mai multe. Ca dascăl, cu alantul fug maninti și cu alantul l-o ajut. Deci aplic mai multe metode. Ca să ajung. Nu trebuie să l-o las, nu știi, să l-o las dinapoi, nu? El trebuie să bă din mintea mea. El trebuie să știi bă, să ajungă într-un timp cât poate el, dar eu trebuie să am răbdarea ta ca să ajungă la cum să lanță ficiuriți majoritatea, să zicem. Dar trebuie să-i în contul de dezvoltarea lui fizică de vârstă. Că alții sunt, de exemplu, dacă sunt în aceeași clasă, altul poate să aibă, nu are 9 ani și altul poate are 9 ani și 8 meși. Este o diferență foarte mare. Acel fuzi mai acel. Nu trebuie să-l lași înapoi. Nu s-a lasă. Ficiuriții sunt toți egali pentru un dascăl. Nu există ficiuric pentru un dascăl ca celui mai bun și acelui. Da, him diferiți. Dar noi, menirea noastră, este ca toți ficiuriții să putem să-i aducem la ce ambițăm noi, programa care o avem. Nu trebuie să se alăsăm. Dascălul este modelul și a ficiurilor și a părinților. Dacă nu ai vocația aceea, sau dacă eu zboresc de dascăli care au vocație și care nu m-aș cu vocația. Vocația este trebuie să o prelucrezi de-a lungul anilor, că în generații de generații. Dar trebuie să apliți eu tot mutrez cu generația de tora mai multă răbdare va să am. Poate de zații ori mai mare. Și va să am. Și de aceea mi vor puțin zic zoie, nedrară și cânte cupini. Deci, în primul rând, dascălul este modelul tunusculiei. Câți niți, câți mări, câți studenți. Când dascălul este apropiat și un studentul știi, simtră, să-l ia, că e Johnny atunci, e domnișoara și elevii altfel se apropie de un dascăl. Așa și la noi. Noi him, cum zic eu, a doua dată de ficiuriți. Și acolo este, cât și-a de el, acolo este fumeaia lui. Să știi, bă, că doamna este a doua mamă, mama este mamă, ideea de bană și noi îl formăm, îl educăm pentru societate. Dar tora, eu masnu ziua cea de 48 de ani, eu și neadrai meseria mea. Așa voi poftă, când fugeam de acolo, eram hârsită,
Nu pot. Nu pot să nu... să ne-a las lucrul neterminat. Și am tuvreari ficiurițe. Și ficiurițe de tora sunt mult mai precoce ca alte generații. Nu zic că nu erau. Dar nu aveau dezvoltura este care o au tora. Tot rânteaște, te frânzi și cătărea. Dar tine nu trebuie să intru mintea lui, ca un dascăr. Îl iai în aparte și zici, ia zbărăște. Aghi, că se aștepți în un zbor. Mâine vai zic, dau zbor. Păi mâine vai zic, ca altul. Altul. Și uite așa. Și așa ajunge la, cum zic eu, la performanță. Că ajunși în învățământul românesc, nu o spun eu, o spuseră părinții, prin spectacolul care îl ideat, deci pregăti copii pentru școală de înaltă ținută. Deci, un învățătoare când își ia un copil din învățământul preșcolar, trebuie să fie pregătit de alihia de școală. Mm-hmm. Și programa caftă mult. Deci, eu zic, după mânduiarea mea, dascălul este modelul copilului, adultul. Prota trebuie să fiu eu. Eu vorbesc legătura între noi, școală și părinți. Și părintele, eu trebuie să fiu modelul și părintelui. Că dacă vede că eu mi portul, copilul du-te acasă și spune, ți-a învițai și uite, doamna, ție, atunci zice așa, domne, deci trebuie să mi portul altfel cu ficiuricul, iată cum mi-o lav de pe doamna. Deci sunt multe, dar ca principiu, un educator trebuie să aibă modelul copiilor, a lor, modelul ficiuriților pe care îi înveață și modelul părinților. Pentru că altfel nu a dat lucru și nu te simți să tine ghine. Dai seama, ca să treacă ziua și copilul ăsta nu este vinovat, acel vine acolo ca să înveață. De aceea vine și consumă energia, dar o energie pozitivă. Așa este, nu este aici lișor să știi dascal și dascal bun și este un zânate mult odisimase. De asta este mult omșat să avză zboară ahândoase te zânate asta care fu odisimase te toți din noi. Că toți avem istorii cu dascal a țețină vorhare, a țețină una vorhare și tot îi ține minte. Așa este. Și ne dăm, eu vă spun, că le spun și la mămicilor de la Lelice Ditmai. Când un ex ține, spun, îi da telefon părinții, îți bagă să scoală doamna Zoie, doamna Zoie. Care intră în clasă? Doamna Zoie, bună ziua. Mă, dar eu nu sunt doamna Zoie. Aici duchește vrearea lor, că tine te aprog de ei. Dar mi-aprog de ei, dar mi-aprog cu eu... utilă. Ei în viață îți duc acasă și îți duc și a spun un zbor. Un zbor educativ, un zbor, ți-a învițăm ziua aceea. Cu cine ai învățat? El îl spune. Cu doamna Zoie. De exemplu, aseara zburăm despre limba românească. Duseră acasă și zise, țara noastră se numește România. Zise, nu băgăm prota, zise tu. Nu dea din importanță. Ce spui tu acolo? Și când o vine rază, zice, doamna Zoie, ați învățat limba românească? Da, zice, învățăm. Tu ți-a înveață, să știți, și bun, bun, tot o spun acasă. Copiii sunt sinceri. Dai seama, dar lucrurile bune, să spună maș lucrurile bune, că ia sti sculii. Acolo să înveață, nu trebuie să schirem chiro. Acolo să înveață. Dacă copilul șchiro, grupa mijlocie, grupa mare, multul greu iene la grupă pregătitoare la scolii. Pentru că programele sunt legate. Mm-hmm. Sunt legate una de alaltă. Ați aliții, când nu-ți duc la grădiniță, foarte greu la clasa întâi. Nu știi creionul stână, nu știi cum și-a dat o bancă, nu știi că trebuie să ascultă un sarcină unui dascăl, nu știi că trebuie să răspundă, că trebuie, când nu știi că trebuie să fie ajutat. Că eu colaborez foarte bine cu dăscălițele învățătoare și întățeau. Zoie, îți cunosc cu ficiurițele la tine. Trițem multă unia programa Malargu. Deci, așa e, îngreacă multă. Da, dascălul este modelul
a ficiorilor și a părinților. Știi cu vocația ta, cu tactul tău pedagogic, cu calitățile tale, cu răbdarea, în primul rând, orice problemă o rezolvi, indiferent de ce natură. Și s-ar mână lucrul bun, pozitiv. Că tora sunt uși lucrii care, că sunt mai mici, că sunt mai mări. Eu mi-a ferit Dumnezeu, să ne ferească Dumnezeu, că lucrăm cu omul. Dar unul, poate l-a gândit pe alantul, și vine unul, șeți în pate și zic în pate și... Ăștia sunt ficiuriți, nu trebuie să vă cățați de ficiuriți, că ei au asta joacă, au as mutăi, au as bașii. Sunt, deci zic, șmări carahim. Nu trebuie să ne frânzem hătârea lui că îl vrem, că nu îl vrem. Nu. Și eu îmi frânziră mulță hătârea. Ama, nu lățân uinati și nu lățân. Mi-a lept și o calea naima leaptă și naima îndreaptă și de aceea, cum zice Armânlu, când ai actări, performanții, Dumnezeu te ajută și să aduci propuchiei toblia ta. Că sunt performanțe, deci nici la Strasburg cu ei, nu e chiar așa de... nu-i bas din palmi și nici la Strasburg, că eu așa, nu eram. Eram un armână, un de scăliță, așa, dar când o ajunzi acolo și a dat istorie, cum zise domnul Vasile Barba, zise, nu viniși. Ambasadoarea zise armâinilor îi viniși cu n-ai mai înghilicioși, zise, picioriți, zise, de armânami. Deci, cu lăcrine, deci nu, e mare lucru. Și, în primul rând, mare curaj a voi. Să ne stini, te scui de custanță, să ne Strasburg, nu este ilișor. Cu ți sprângiți de ficiuriți. Chiar, nu este ilișor. Doarmă, să ia în gâtan. Ama, este și lucrul al Dumnezeu. Deci, eu voi ajutată și de Dumnezeu. Ne asim cu suțata armânească, atunci era domnul Samara, din București era doamna Chirai Rugoveanu și mulți alții, dar nici nu-i cunoșteam. Și domnul Piceava, țin minte că era. Fă un lucru de mare să mă sii. Tora când îi aduc aminte, e multă mușuteață. Multă mușuteață. Și adrăm, mai ca 8 ani colaborai cu Radio România Internațional. Nu-i puțin lucru. Nu-i puțin lucru, este tută una bană de lucru. De lumea arbănească, știi, ficiuriți, toți ficiuriții. Da. Și cu timisările este mult umșate, mi-nduiesc că pe-narga, ne apucăm niciam de bitisita a emisia noastră. Și noi, ca fioară, tu bitisită, avem și 3 întrebări scurte pe care ne minduim să le băgăm a oaspeților a noștră și care îți vrei să ne apândesești știinii. Prota întrebare este de ce ai vă zbor armânesc cu ținai mai mult tu țarii hari. Avichisit. Si, avichisit tu toate lucrurile. Și mai ales tu lucrurile armânesc. Îmi șat zbor. De ce ai vă mâncare armânească ținai mai mult tu țarii hari. De mâncare armânească sunt mai multe, mai de mâncare. Piperchițări găsite. Care o adrai și care luai premiu cu Dimitris Vanghelicescu, când o adrai cursul de limba armânească la Sinaia, o adrai pe loc, era un fel de examen, și o adrai atunci pe loc, piperchițări găsite. Și bine, și pita, care pita nu are, dar piperchițări găsite. Bune sunt așa. Și desi ai tora vără cântic armânesc cu ținea mai mult tu țarii Haris. Poate si buzori că știu că ai mirea câte cântic. Ama, este vără cântic, ținea mai mult tu țarii Haris, mai mult tu de alanti. Ca formă de cântic sunt doinele. Armânești. Acluz vea de boacea unui om, a unui care are boații. Am a cânticul care eu de doanami la ambasade, tu Machedonie, tu găsi Crușuva, hoara lăvdat. Eu v-au registrez tora, live, dar cu orchestră. Asta începem tora și cu ficiuriții și cu așa. Crușuva, hoara lăvdată. Că de acolo vine reșa noștri, adică armâni, în general. Deci Crușuva azi e un hoară în șar.
Așa este. Doamna Zoe Gică, trebuie să simt da. mult. Mulți copare la oficiurist, la armeu, ce mai că nu slea vzâț, crușul afară al dat. Mi zi așteptăm să le avzăm. Da. Doamna Zoe Gică, haristă mult că să lași chirolul cu mata asta de chirol să zburăște cu noi de toate lucrurile a hârtăm și de ți le-a durată tună bană. Și tora, mi-am îndresc cu care ați vrei să mai țin ceva tu bitisită. Ana ușa mutritorilor. Cum să nu am ți zvâzâcu? Bor, sănătate, să nu vă lăsați lucrurile de ca fi zuu ți-a țihiți, ama lucrurile te armănami să ușiți cu el. Armănami aș nu aușească ca nu are, că avem tinerami li vendă. Avem tineri care poate ducă multul, multul manzeană armănamea. Și tră armănami voi zic, smutăm cât putem manzeană, să lucrăm și dai masim de adun. Tută nasim de adun. Și să nu ne hibarșini, că him armâni. Și zbănează armănamea, trininti. Haristoși, cu aia stimșa te zboară, vă hărăstăsim și avea amătritorilor că și zătnica una Joy seara cu noi și Joia Țihini vă ne vedem iara la altă mobeti cu altă oaspii. Sărâmșată! Haristo, multo!